punem dacă e mică? Aici. Ia fi atent. Excelent, ai pus-o, bravo! Nu știa să vorbească, nu arăta cu degetul, nu știa să se joace, nu făcea nimic, ceau ce fac copiii normali. Deci nu putea nici măcar să pună două cuburi unul peste altul, care face și un copilaj de un an, nu-și arăta năsucul, părțile corpului, oricât încercam să-i văd. Se explica. Da, nu, sau culorile sau așa. Deci acum a învățat literele alfabetului, cifrele, formele geometrice, culorile, animalele, tot, dar asta tot prin terapie. Copiii cu autism trăiesc într-o lume a lor și pot ieși din această cușcă doar cu ajutorul terapiei. Pentru recuperarea lor, într-un procent de 90%, specialiștii recomandă câte 8 ore de terapie pe zi. La Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din Hunedoara, micuții cu autism beneficiază de jumătate de oră de terapie gratuită din partea statului. Pentru a ajunge la minimum de 2 ore pe zi de terapie comportamentală, care să îi ajute pe micuți să se dezvolte, părinții trebuie să scoată din buzunar sume uriașe, având în vedere că o singură oră de terapie ajunge și la 70 de lei. Dana și Daniel Truță intenționează să deschidă cât mai curând un centru pentru evaluare și terapie pentru copiii cu autism, dar și pentru cei cu sindrom Down în municipiul de pe Cerna. Noi încercăm pe moment, pentru că suntem la început și nu avem fonduri, noi până vom găsi sponsor care să ne ajute și așa, 30 de lei ora. Cam așa, dacă o să găsim sponsori, asta este visul nostru, să încercăm să facem terapia gratuită pentru copii. Deocamdată cei doi soți au obținut pentru o perioadă de un an gratuit un spațiu cu 4 camere unde va fi sediul Centrului Autism Lumea Mea, iar acum lucrează la partea de obținere a vizelor necesare și de mobilare. Totul pe banii lor, dar orice sponsorizare este binevenită. Ce intenționați să faceți prin deschiderea acestui centru pentru copiii cu autism? În primul rând, trebuie făcut o evaluare a copiilor, să se vadă la ce nivel sunt. După aceea, trebuie făcut un plan pentru o intervenție personalizată. Fiecare copil va avea un plan individual. Nu se poate lucra pe același plan la toți copiii. Fiecare copil este diferit. Orice problemă ar avea, chiar și un copil sănătos, este diferit. Poate să fie și gemeni și așa. Deci, fiecare va avea un plan individualizat pe care se va lucra. Și va lucra cu un terapeut unul la unul. Totodată, una dintre camere va fi transformată într-o sală de kinetoterapie, dotată cu toate aparatele necesare, în care să lucreze copiii cu probleme de motricitate, coordonați de specialiști în domeniu. La nivelul județului Hunedoara există 88 de copii cu diagnostic de autism și alți 64 cu sindrom Down, cu certificat de încadrare în grad de handicap. Totuși, numărul micuților care suferă de aceste afecțiuni ar putea fi mai mare, deoarece, de multe ori, părinții nu vor să recunoască faptul că cei mici au probleme de dezvoltare. Hunedorenii care doresc să ajute la dezvoltarea asociației Autism Lumea Mea și sprijinirea orelor de terapie în mod gratuit pentru copiii cu dizabilități, a căror familii nu dispun de resurse financiare, pot redirecționa 2% din impozitul pe venit în contul bancar afișat pe ecran.